Salutare, redacțiune, bine v-am regăsit la un nou clip. Dump în piață. Atenție, 500 de milioane de dolari lichidați din cripto în ultima zi, practic în ultimele 24 de ore. Întrebarea este, cum reușim să facem câteva sute sau mii de dolari acum în punctul ăsta, trading short pe spot, da? Nu are rost să ne încurcăm cu leverage, pentru că cei mai mulți poate sunteți la început de drum și riscați să pierdeți niște bani, pentru că nu aveți atât de multă experiență. Și atunci, cum reușești să faci câteva sute sau câteva mii de dolari în funcție de cât ești dispus, desigur, să investești? Păi, e foarte simplu. Vreau să mențin lucrurile simple, ca să nu ne complicăm în detalii inutile și practic ca să știi ce ai de făcut. Totodată, înainte să îți spun, vreau să știi că nu sunt sfaturi financiare, sunt doar părerile mele pe baza studiilor pe care eu le fac. Tu dacă crezi că poți să iei ceva bun din clipurile mele, din daily update-urile astea pe care le fac, îți urez mult succes și să tranzacționezi numai pe verde, da? Să ai numai profituri. Asta îmi doresc pentru tine. Imaginați-vă că atunci când piața, pentru o anumită perioadă de timp, deci din nou, simplu pe înțelesul tuturor, are o perioadă de asta de stagnare, da? Am văzut că Bitcoin a fost la 25.200 de dolari, ulterior s-a reîntors în zona de 24.000, mai apoi 23.000. Aici vorba de Bitcoin, da? După care am văzut un micuț flash crash și l-am văzut pe la 21.000, zona aceasta. Ethereum, de altfel, vă spuneam că are o rezistență la 2000 de dolari, foarte importantă, și o altă zonă periculoasă era zona de 1850 de dolari. Dacă avea să spargă cumva zona aia de la 1850 de dolari, riscam să-l vedem în zona de 1700. Asta vă explicam în clipul de ieri, dar și în clipul de alaltăieri. Dacă vă uitați aici, pentru cei care, sau cei care mă urmăriți, știți. Nu am rezistat prea bine în zona de 1850 de dolari. Chit că avem în 15-16 septembrie Ethereum Merge, da? Ethereum 2.0. Deci cu toate astea am văzut prețul că a căzut în jos. Dar lucrul ăsta putem să-l asimilăm mult mai ușor, înțelegând că și ETH este cumva legat de Bitcoin. Chiar dacă urmează update-ul ăsta, ce s-a întâmplat cu Bitcoin-ul și flash cash-ul pe care l-au avut, desigur că au influențat pe alocuri și Ethereum. Și acum asta acționează pe la 1750 de dolari zona asta. Acum, imaginați-vă că mă uitam peste BNB, mă uitam peste Solana, dar mă uitam peste Aave. Mă uitam peste top 20 coin market cap și am văzut că toate sunt devalorizate cu 10, 12, 15, 20 până la 30%. Imaginați-vă că piața nu o să rămână așa. Mâine, de exemplu, și aici vorbesc strict short, s-ar putea să vedem, dacă nu mâine, poate poi mâine, să vedem recuperate procentele astea pierdute, dar de 20%. Și acum hai să facem niște calcule simple. Vrei să investești 2000 de dolari, da, pe spot. Tot timpul să vă puneți un stop loss, da? Să aveți un risk management și să aveți și un take profit. Să vă stabiliți o marjă de profit. E foarte simplu, să nu fiți foarte lacom. Da? Respectați-vă planul de trading. Intri, de exemplu, în BNB cu 2000 de dolari și îți recuperează pierderea de 20%, da? Din punctul ăsta face profit 20%. Cu 2000 de dolari fă un calcul. Și îți pui un take profit, da? La fel, îți pui și un stop loss. Dacă, de exemplu, stabilești un risk management, depinde dacă ai toleranță mai ridicată sau mai scăzută la risc. La fel, de exemplu, dacă alegi să intri pe Solana, sau dacă alegi să intri pe Aave, sau dacă alegi să intri inclusiv pe Matic, am văzut că au pierdut procente considerabile, da? Take profit, stop loss, da? Și risk management-ul ăla, să fie stabilit de tine. Eu cred că îți este bine cu 2000 de dolari să faci un 20%. Acum, serios, de pildă în imobiliare ai randament 20% într-un an, da? Sau de 30-40%. Trebuie să iei lucrurile și din felul, și în felul ăsta, da? Nu să vrei să te îmbogățești neapărat peste noapte. Ok, să zicem că e faină ideea asta, dar tu trebuie să înveți, în primul rând, să te cunoști pe tine când tranzacționezi.
să știi ce potențial ai, ce toleranță ai tu la risc. Dacă tu nu te cunoști pe tine, niciodată nu o să poți să faci bani din daily trading. Și ăsta e un moment foarte bun pentru, și pentru cei începători, din punctul meu de vedere. De exemplu, dacă investești 5.000, ce înseamnă un profit de 20% acum, în 2-3 zile? Nu îți este ok. Dacă investești 10.000 sau poate dacă ai un capital mai mare. Na, cam astea au fost gândurile mele pentru voi astăzi. Rămâneți safe, aveți grijă de lichiditățile voastre și nu uitați, atunci când e roșu, când vedeți atât de mult sânge în piață, dacă e roșu, ăsta e momentul cel mai perfect pentru a acumula. Oricât de simplu sună, dar e simplu, dar în același timp complicat. Pentru că oamenii îs fricoși când văd roșu. Îs curios de părerea ta în comentarii. De ce crezi că s-a întâmplat flash crash-ul ăsta în piață? De ce crezi că au fost lichidate atâtea sute de milioane de dolari? Așa cum v-am obișnuit, mâine ne vedem la un nou clip. Voi a fost Robert Grecu. Toate cele bune!